Să mergem în sală, ascultăm speech-urile, prezentările, după care vom da voturile. Liderul partidului după acest congres trebuie să, sau mai bine zis partidul, după acest congres trebuie să arate ca un partid unit, un partid care să ducă la bun sfârșit programul de guvernare și un partid care să câștige alegerile prezidențiale în această toamnă. Încă nu am hotărât. Sunt mulți oameni buni acolo care ar putea să reformeze partidul și să ducă mai departe reformele bune pe care partidul a început. Suntem optimiști. Tot ce aici să vorbim, te rog, acum despre PSD, să încerce să șteargă și să repună partidul unui loc lui firesc. Cum e situația în partid după plecarea lui Liviu Dragnea? Să știți că avem capacitatea să ținem partidul unit și nu numai eu, ci toți colegii social-democrații din țară pot să depășească și momentele grele. Partidul Social-Democrat a mai trecut prin momente grele și am reușit să ne retenim. Noi renaștem precum pasărea Fenix de fiecare dată. O situație pe care o simțiți și dumneavoastră, urmează să treacă acest congres și să mergem mai departe. E greu, e ușor, cum e? E mai bine, e mai rău? E o situație pe care o să o depășim și lucrurile vor fi mult mai bune. Orice șut în fund e un pas înainte, ca să zicem. Îl regretați pe Liviu Dragnea? Nu pot să zic. Foarte multe. În primul rând că partidul cam doarme în papuci. Și că este fricos. Că nu este luptător. Asta este marea nemulțumire. Pentru că s-a lăsat intimidat de această propagandă ticăloasă a unor servicii secrete cu ordini de afară. Pentru asta vrem să apere țara și democrația, Partidul Social Democrat. Și interesele României, nu interesele monopolurilor străine. Asta este, asta lipsește în țara noastră cel mai mult. Dreptate și mai ales dreptate socială. Marinarii și aviatorii din România au un loc de suflet unic în lume, dedicat doar lor și este o mănăstire. Povestea ei imediat în jurnal. ALDE vrea un parteneriat cu PSD până în 2024. Propunerea a fost făcută de Călin Popescu-Tăriceanu la Congresul Social-Democraților de astăzi de la Sala Palatului. Liderul liberal democraților speră ca cele două formațiuni să aibă și un candidat comun la alegerile prezidențiale de anul viitor. Viorica Dăncilă spune însă că prezidențiabilul va fi decis în urma unor sondaje. Sunt astăzi în fața dumneavoastră ca lider al partidului partener pentru a vă propune un pact de stabilitate politică și economică a României. Un acord care să ne ducă dincolo de anul 2020. Un acord bazat pe o coaliție care să guverneze România până în 2024. Vreau de asemenea ca acest acord să permită să ducă la Cotroceni un președinte onest, echilibrat și devotat țării. Țării noastre, vreau să spun. Cea mai bună situație este cea în care vom câștiga. Deci de aceea am demarat deja sondaje de opinie pentru măsurători ai colegilor noștri, ai colegilor noastre, dar am luat în calcul și eventualitatea unei candidaturi comune.
Această decizie o vom lua în Comitetul Executiv Național și sunt convinsă că atât eu, cât și toți ceilalți colegi vom identifica soluția care să ne conducă spre câștigarea alegerilor prezidențiale. Alertă în localitatea Refu din județul Argeș după ce 9 copii aflați într-o tabără au făcut toxi-infecție alimentară. O autospecială smurt de transport, victime multiple, un echipaj smurt și 2 ambulanțe au ajuns la fața locului la ora 4 dimineața. Au preluat copiii și i-au adus la spitale din București. Nu se știe deocamdată de la ce anume s-au îmbolnăvit, însă autoritățile sanitare au deschis deja o anchetă și fac cercetări la pensiunea în care erau cazați. Elevii aflați în tabără aveau între 11 și 13 ani și toți erau din București. Principalul suspect al crimei din Bragadiru a fost prins, un tânăr de 26 de ani prins în stațiunea Mamaia ar fi cel care a ucis-o pe Manuela Mustățea cu 30 de lovituri de cuțit în apartamentul ei. A fost capturat de polițiști pe litoral, vă spuneam, în stațiunea Mamaia la 24 de ore după ce a comis crima. Surse din anchetă spun că la audieri el și-ar fi recunoscut deja fapta. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Surse din anchetă spun că ucigașul nu o cunoștea bine pe femeia de 30 de ani. Avea o cunoștință comună, un tânăr care îi plimba câinele Manuelei Mustățea și care i-a găsit cadavrul. Inițial, victima și ucigașul au stat de vorbă, apoi Ionuț Petrescu s-a năpustit asupra ei cu un cuțit. Rănile multiple în abdomen au fost fatale. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale INFO, sprijiniți de Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, l-au identificat și prins în localitatea Mamaia, județul Constanța, pe bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunii de omor din data de 27-6 anul curent, de pe raza orașului Bragadiru. Bărbatul se află în prezent în custodia polițiștilor ilfoveni, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. La audieri, individul și-a recunoscut fapta. Le-a spus anchetatorilor pas cu pas cum a comis crima din Bragadiru și ce a făcut apoi. Originar din București, Ionuț Petrescu este șomer și nu are antecedente penale. Pentru crima comisă, el riscă închisoare pe viață. În plină caniculă, în jur de 1500 de oameni din comuna Tâmboiești, județul Vrancea, primesc apă la robinete cu porția sau deloc. Oamenii sunt disperați pentru că singura sursă de apă au rămas fântânile din comună, care abia dacă fac față nevoilor populației. Cei mai mulți au animale la care se uită acum cu milă pentru că nu au de unde să le dea apă. Nimic! Uite, nimic! În satul Trestieni din comuna Tâmboiești sunt gospodării unde apa nu a ajuns de 10 zile. Oamenii spun că uneori primesc noaptea apa în pompe, dar abia o pot folosi. Asta este apa care noi ar trebui să o consumăm. De unde o aveți? De la robinet. Din casă. Oprită de ieri dimineață. Uitați, am pus butoi la ploaie. Dacă mai dă Dumnezeu cât o ploaie, ne descurcăm în felul ăsta. Și noaptea era bine dacă curgea, dar nici noaptea nu curge. A curs 2 ori. Acum 3 zile. Asta fiind luni. De la 10 până în 12, 12 jumate. Cel mai greu se descurcă cei care pe lângă apa pentru ei trebuie să le aducă și animalelor din curte. Vor apă, le-am dat mâncare și nu mai mănâncă. Vor apă și nu avem de unde să le dăm. Pentru că este o distanță foarte mare, apa e foarte greu cu ea și mor de sete în graști. Singura soluție rămân fântânile din sat, prea puține pentru perioada aceasta caniculară. Câte drumuri faceți pe zi? Cât e nevoie? 4, 5? Care are animale mai? Face și 10, 15 drumuri. Groaznic, nu e dificil, e groaznic. E groaznic fără apă. Ne-am întors în secolul cât? La fântâni. 19, 18, 20, 21 suntem acum. Deci este o soluție și o ultimă soluție și cea mai viabilă pentru acest sat și pentru mare parte din comună. Deci fântânile. În legătură cu Direcția de Sănătate Publică, am stabilit să igienizăm în fiecare an un număr de fântâni, cât să asigurăm populației apa necesară. Rețeaua de apă din Tâmboiești este administrată de Compania de Utilități Publice din Focșani. Reprezentanții instituției dau vina pe oamenii din partea de jos a comunei și spun că au un plan pentru remedierea situației. Perioada aceasta și a stropitului la vie și a irigațiilor fără noimă, să zic așa, ale unor cetățeni care, datorită modul în care este executat sistemul, nu se poate asigura apa în zonele înalte. Investițiile care au fost prevăzute în Păin, le-am planificat, le-am prevăzut și în cursul acestui an vor începe investițiile respective. Despre surse, despre rezervor, stație.